Max, felicitări, încă o victorie la salba deja bogată a echipei noastre. O victorie însă mai la limită astăzi față de cum ne așteptam sau poate față de cum eram obișnuiți? O victorie rămâne o victorie. Îmbucurător este faptul că n-am primit gol nici în meciul ăsta. Am căutat să le dăm minute și celor care vin după accidentări, Roșu, să integrăm pe Mociu, pe Jairo. Am încercat și la mijlocul terenului să jucăm cu cei doi juniori, să avem soluții pentru niște situații de avarii. Dacă o să fim în situația asta, să jucăm cu doi underi acolo. În rest, un joc bun, o echipă bună, știam că i-am urmărit în meciul lor cu Viitorul Cluj. O echipă grupată, bine organizată, agresivă. Prima repriză, cam asta se plângeau și băieții, pentru că au venit cu lecția învățată, au pus piciorul la minge, ne-au pus probleme, dar ca și consistență, eu zic că am fost peste ei, doar că ne lipsește un pic prospețimea, pentru că noi aceste două săptămâni de când am început campionatul am fost tot pe încărcare, dar de săptămâna viitoare, cum ne-am gândit noi perioada de pregătire, deja de săptămâna viitoare o să aibă băieții mai multă prospețime, pentru că în fața porții am ajuns, dar decizia, că asta ziceau și băieții în vestiar și Laurențiu, pe fiecare pe care ne-a prins în situația de a da ultima pasă sau a lua ultima decizie, a fost cumva greșită, poate și din, adică nu poate, sigur și din cauza aceasta, pentru că sunt încărcați băieți. A venit golul în cele din urmă dintr-o fază fixă pe filieră braziliană. Da, Mota a simțit, mi-a zis dinainte să bată cornerul, era cu stângul să bată spre interior. Mă bucur că am scris Garuti, care are un timing foarte bun la fazele fixe, are o talie bună, un copil extraordinar, se pregătește bine și mă bucur că devine decisiv. Câștigăm cu golul unui fundaș central, dintr-o fază fixă, le pregătim lucrurile astea, băieții sunt responsabili și înțeleg astăzi pe un meci de factura asta, pe un teren greu, chiar dacă pare bun de sus, dar credeți-mă că nu e cel mai bun teren, dar e un teren bun pentru vremea de afară. Bucur că reușim să câștigăm din faze fixe și încă o dată mă bucur că nu am luat gol. Mai avem un meci din sezonul regular la Cugir. Mai este derby în condițiile în care sunt 12 puncte distanță acum? Este un meci. Derby, nu știu dacă putem vorbi derby la Liga 3-a, dar se întâlnesc locul 1 cu locul 2. Mergem, luăm ca pe un meci ca oricare alt meci de campionat. Mergem să câștigăm. O dată vă spun că noi avem obiectiv promovarea, băieții știu, avem discuții în vestiar, trebuie să rulăm tot lotul, jucătorii să fie în priză, toți, noi avem alt obiectiv. Te-aș mai întreba pe final dacă crezi că meciurile din play-off vor semăna cu cel de astăzi? Toate vor fi, vă dați seama, întâlnim ocupantele locurilor 1, 2, 3 și 4, vor fi meciuri cu încărcătură, fiecare echipă dorește să demonstreze, noi suntem echipa de pe primul loc și undeva e și normal. Felicit adversarii noștri, e normal să-ți dorești, e normal să ai partitura ta, dar noi ne vedem de treabă și uitați că ne câștigăm punctele. Mulțumesc! Mulțumesc și eu!